Minunatele povestiri ale navetistului Bănățean a făcut un experiment. Pentru prima oară, o emisiune are parte de o avanpremieră cu public, cel mai bun mod pentru recepționarea unui feedback. Cei prezenți s-au întâlnit cu fiii Periamului. Nu cu toți, ci doar cu cei care vreme de 15 ani au ținut vârful hardcore-ului de Banat. Valul independent de la Periam a dus la existența celui mai mare festival din vestul României, Rock la Mureș. Acesta a murit odată cu lipsa interesului din partea autorităților, preocupate mai degrabă să finanțeze rugi. Nita este unul dintre cei care a sprijinit din proprii bani timp de 4 ediții festivalul de la Periam. La Petriștiu Bărățean a fost tot un lucru de nota 10 cu aplauze, amintind puțin din... De punctul Rock la Mureș. Fiecare ediție a avut farmecul ei și armonia ei. Cele 52 de minute de povestire ale navetistului Bănățean au fost apreciate de public. Mi-a plăcut mult, a fost un film destul de fain. Mi-a plăcut. Secvență care te-a impresionat, care te-a amuzat? Prima secvență a fost cel mai amuzat, cum l-a descris dânsul pe Punker. După cele 50 de minute de vizionare, ce ți-a plăcut cel mai mult la acest filmuleț? Tot filmulețul în sine a fost foarte drăguț. Dacă am reușit să vă stârnim curiozitatea și aveți poftă de punk tradițional bănățean, vă anunțăm că emisiunea Navetistul Bănățean Periam va putea fi vizionată astăzi de la 22:30.